Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. În spatele meu se poate vedea scroafa Landras, din nou gestantă. Această scroafă a fost montată de această dată de două ori, în două zile diferite. O dată am băgat marele alb, iar a doua zi am băgat material seminal de la un vier duroc. Are o perioadă de gestație de 38 de zile. Pentru cei care nu știu, scroafele după prima lună de gestație, ideal ar fi să facă mișcare până în ziua în care fată, cu o zi înainte, pentru a putea făta ușor și nu a avea probleme cu ea. Ați văzut pe toată durata anilor, să zic așa, de când eu postez cu animale, ați văzut și scroape care au fătat la mine. Unele au avut nevoie de oxitocină pentru dilatație și a le veni lactația în țâțe. Ideal este să nu faci acea injecție numită oxitocină și să fete natural. Dar mai sunt și cazuri când trebuie să facem acea injecție. În continuare eu o să vă prezint scroafa Landras. Este montată pe data de 19 și 20 mai. Deci așa cum am spus, 20 la rând. Deja a început să se cunoască burta, este foarte cuminte. Lângă ea o să vă arăt într-o boxă alăturată și o scrofiță oprită din ea, rasă Landras pur. Vizionare plăcută! Aceasta este scrofița oprită din ea. Nu are păr pe ea. Ca și vârstă 4 luni și jumătate, cu o greutate de aproape 70 de kg plus minus. A intrat în aceeași boxă cu mama ei în acest moment. Scrofița noastră oprită este foarte bine dezvoltată, ținând cont de faptul că este hrănită cu hurială normală, mălai furajer, absolut niciun fel de concentrat. Se poate observa că începe să se lase burta. Se va forma din nou cupele, de purcei vor suge în momentul în care se vor naște. Este o scroafă foarte bună ca și mamă. Ca și rasă, din punctul meu de vedere, scroafele Landras sunt bune mame. Pentru cei care nu știu, au două coaste în plus, sunt foarte lungi, alăptează purceii foarte bine, duc purceii până la cap foarte bine, dar totodată sunt foarte pretențioase, nu au același gen de creștere cum îl are picul, durocul, marele alb. Alături aici
este scroafa Pietreanu, pe care tot încerc să o sămânțez, s-a făcut de vier, nu am avut material seminal, după aceea nu s-a mai făcut de vier, o aștept să se facă din nou de vier, poate reușim să o montăm. Pe toată perioada gestației, oameni buni, aveți foarte mare grijă, cei care dețineți coape, cu alimentația. Am văzut tot felul de întrebări, rețetiunea, comentarii, legate de ce hrană să le dăm scroafelor gestante. Mare atenție, foarte mare atenție. Deci dați aceeași hrană scroafelor gestante pe care a primit-o pe toată perioada de când a fost însămânțată. Ca și greutate undeva la 270 de kg. Plus minus. Nu am cântărit-o, dar cam acolo are. Cei care sunteți interesați de aceste videoclipuri și cunoașteți, puteți observa la început să se lase burta, să se vadă acea dungă pe burtă, acel gol de la jumătatea burții. Pentru întrebări, oameni buni, puteți să-mi lăsați păreri și sugestii în secțiunea comentarii, iar eu vă voi răspunde. Această scrofiță am oprit-o pentru a fi înlocuitoarea celei mari. Au fost și momente când am vrut să o vând, din lipsă de spațiu. Eu, în afară de acești porci, mai am o grămadă într-un alt graj. Așa că există și varianta să o vin dacă se va plăti. Pe toată perioada sarcinii, oameni buni, nu faceți absolut niciun fel de injecție. Nici măcar Evomec. Evomec se face la 100 de zile de gestație. Este bine și pentru purcei și pentru ea. Se dezvoltă altfel. Dar mai avem până atunci. Încă 2 luni de zile. În curând, scroava noastră, Landras, va părăsi microferma de aici, va fi mutată în altă parte. Am vrut să o mut în acest videoclip, dar nu am putut singur, am nevoie de ajutor. Dar într-un clip viitor vom face și acest lucru și o să vă arăt unde o voi duce. Dacă v-a plăcut și acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți. Haideți să fim un număr cât mai mare pe această comunitate pe care eu tot postez, zic eu, clipuri destul de interesante și informative. Dacă voi reuși să montez și această scroafă, cu atât mai bine,
Scroafa are undeva la 350 kg. Foarte bună mamă. A avut o fătare foarte robustă, foarte compactă. Dar până atunci, toate cele bune, încă o dată, gând la Dumnezeu și numai bine.